Ce, fraților, nu reușiți să adormiți? Vă mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să vă spun că de vreo 20 de minute stau cu butonul ăla verde apăsat și nu mă vede domnul președinte. Mulțumesc că mi-ați permis acum. Intervenția mea este legată de amendamentele admise pentru SRI și pentru SPP. Vreau să vă atenționez asupra unui lucru. Sigur, sunt votate, ați decis. Dar l-ați înșelat pe președinte. Aceste bugete au fost prezentate președintelui în urma analizei sarcinilor pe care aceste instituții le au în 2019. Guvernul nu a dat curs amenințărilor că trebuie tăiate bugetele, dar o faceți dumneavoastră în Parlament. Ca atare, vreau să vă spun ce ar face un președinte responsabil. Primul lucru, vă trimite bugetul înapoi. Al doilea lucru, trimite bugetul la Curtea Constituțională. Al treilea lucru, ar acuza pe unii dintre politicieni de dezinformarea președintelui și a CSAT-ului, ca să nu mai vorbim de înșelătorie. V-aș ruga să vă gândiți de două ori când va fi acest buget pus în funcțiune, pentru că președintele nu are voie să nu țină cont de bugetele deja aprobate la propunerea guvernului, dintr-un singur motiv. Aceste instituții au planuri de acțiune pe anul următor, care sunt stabilite tot în CSAT. Finanțarea lor se face funcție de misiunile pe care le au în anul următor. Veți face ce vreți. Am vrut doar să vă avertizez că veți primi bugetul înapoi la Parlament. Vă mulțumesc!